Modelul ăsta are reglaj aici, că nu au toate. Se desface un pic și după ce e în funcțiune magnetul, se poate regla pe toate axele, în orice direcție. Dacă vrei să-l centrezi, nu te chinui cu, din câte știu eu, cel puțin nu au toate. Nu te chinui cu reglatul. Se putea da aici filet și cu bor mașină obișnuită, dar să o probezi pe asta. Burghiul este de slabă calitate, indiferent cât de bună ar fi mașina, dacă burghiul e... Să văd dacă... O pot da la următoarea gaură fără să... Da, nu se... Trebuie oprită. Hai că asta e bună așa cum e. Burghiul e de slabă calitate, acum, indiferent cât de bună ar fi mașina, dacă burghiul e... N-am avut alt burghiu de dimensiunea asta. Așa. Trebuie să mă obișnuiesc cu ea, că...
le ținut degetul pe întrerupător ca să nu-l caut. Când am nevoie de el. Acum, în situația asta, e bun reglajul. Dacă l-are. Oricum îmi trebuie una mai mică, pentru că asta e... e grea și nu îndemânate, când trebuie una mult mai mică. Avantajul la asta este că am aici și prinderea Weldon și am și asta cu mandrină și prinderea asta conică, pot folosi la alea mici. În general sunt numai cu prindere Weldon de la care, mă rog, așa am luat-o, trebuie, mașina nu vine cu nimic pe lângă ea. Îți trebuie toate carotele, îți trebuie adaptoare, îți trebuie mandrina, dacă vrei să o cumperi și alea costă mai mult decât mașina în sine. Hai să văd ce am reușit aici. Fac o remorcă și trebuie modificată. E un șasiu de la un mic ceva. Na, era mai greu totuși cu... am centrat găurile, într-adevăr, cu bor mașina de mână, dar... să le fi potrivit așa cu... și am nevoie de fapt pentru altceva, așa ceva făceam, ce am genul ăsta de găuri pe care le-am dat aici, făceam orice fel de bormașină, nu era problemă. Dar altele n-ai cum să le faci. Am de făcut găuri acolo, am niște flanșe serioase și nu... fără asta mare nu se poate face.